Joia Mare este a patra zi din săptămâna patimilor. Este ziua în care se vopsesc ouăle roșii și este o zi încărcată cu tradiții și obiceiuri. În județul Mehedinți, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a fost prezent la biserica din Izvorul Bârzii. Joia Mare este cunoscută mai ales ca ziua în care se vopsesc ouăle, pentru că se spune că ouăle înroșite în această zi nu se strică tot anul. În Joia Mare și cam pe toată perioada săptămânii mari, oamenii se spovedesc, chiar și cei care nu s-au spovedit decât o dată pe an. Pentru că în această zi a fost sărutul lui Iuda, e bine ca oamenii care se întâlnesc sau care nu s-au întâlnit de foarte mult timp să nu se sărute, pentru că acest sărut ar fi răstălmăcit, va fi înțeles ca o trădare. Astăzi, biserica noastră dremăritoare cinstește Joia cea Mare, joia în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mergând în foișor împreună cu Sfinții Săi Apostoli, a participat la ultima cină, unde a instituit taina Sfintei Împărtășanii. Acolo, cu multă dragoste și cu smerenie, Mântuitorul Hristos a oferit Sfinților Apostoli pâine și vin, spunându-le că acestea sunt trupul și sângele Lui, iar apoi le-a poruncit cu blândețe și cu bucurie să facă și ei acestea spre pomenirea numelui Său. Iată că în această sfântă zi de joi, biserica noastră aduce în fața credincioșilor modelul de smerenie al Mântuitorului Iisus Hristos, care a spălat picioarele ucenicilor Săi, cei care, impresionați de gestul Mântuitorului, au spus prin gura Sfântului Petru că nu sunt vredni să li se întâmple lucrul acesta. Însă Mântuitorul Hristos se le spune: dacă nu vă voi spăla picioarele, nu veți putea să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Iar atunci, Mântuitorul Hristos primește din partea Sfântului Apostol Petru acea bucurie, acea mărturisire că își dorește să fie spălat în întreg, cu totul, pentru a fi sigur că va intra în împărăția lui Dumnezeu. La cina cea de taină, Mântuitorul Iisus Hristos îl descoperă pe Iuda ca trădător al Său. Îl lasă pe acesta să-și mărturisească păcatul. Și atunci când întinde mâna cu pâinea spre el, spune: cel ce va întinde mâna și va lua pâinea aceasta este cel ce mă va vinde. Atunci Iuda, luând pâinea, fiind sub presiunea acelui moment și sub presiunea păcatului său, imaginați-vă că pleacă de la masă, ducându-se, încearcă să repare ce stricase, însă forțat și ajutat de arhierei, cărturari și farisei, își va duce planul până la bun sfârșit. De asemenea, la slujba din Joia Mare sunt citite cele 12 evanghelii ale patimilor Mântuitorului. Două alimente sunt total interzise de tradiție în aceste zile, inclusiv în Joia Mare, chiar și pentru cei care nu țin postul efectiv, oțetul și urzicile. Se spune că atunci când era răstignit pe cruce, Iisus a fost bătut cu urzici, înțepându-i rănile, și stropit cu oțet pentru a-i provoca și mai multe usturimi.